24 de ore au fost ședințe tensionate la PSD pentru nominalizarea ministrului apărării. Într-un final, după discuții aprinse în coaliția de guvernare, Mihai Fifor este numele pentru care acum președintele își va da sau nu acceptul. Colegul meu, Robert Kiș, are mai multe informații. Robert, bună ziua! Povestește-ne puțin ce a făcut până acum Mihai Fifor. Bun găsit tuturor! Mihai Fifor a fost până în acest moment membru în cabinetul lui Mihai Tudose, a fost ministrul economiei. Iată, cei de la PSD fac o rocadă, practic, îl mută pe Mihai Tudose de la economie la apărare, iar în locul lui Mihai Fifor la economie va veni deputatul Gheorghe Simon. O ședință care a avut loc astăzi la PSD, un birou permanent național în care s-a luat această decizie, a fost un vot în unanimitate. Înainte însă au fost discuții aprinse în interiorul coaliției de guvernare cu partenerii din ALDE. Cei din PSD au mers în această dimineață în cabinetul lui Călin Popescu-Tăriceanu și au discutat cu acesta. Inițial nu ar fi fost de acord cei din ALDE cu această variantă. Iată, până la urmă au ajuns la acest compromis și acum rămâne ca președintele Klaus Iohannis să semneze această decizie.